făcut dacă înțelegem un lucru. Ce trebuie noi să înțelegem? Că Dumnezeu nu ne-a aruncat așa într-un ocean al suferinței fără ajutoare, fără, cum să spun, fără un sprijin, fără o susținere. În primul rând, chiar corpul nostru fizic este desăvârșit în milioane de ani de natură și are nenumărate mecanisme de regenerare. Dacă vorbim de suflet, aceste mecanisme sunt și mai multe. Avem un înger sau chiar mai mulți îngeri păzitori, zeități benefice, entități protectoare și așa mai departe. Dumnezeu ne înconjoară cu grația Lui. Practic, toată natura conspiră, în ghilimele, ca să zic așa, ca să ne ajute, ca să ne facă bine. Și orice om are toate capabilitățile necesare și ca să-și dea seama unde a greșit, și ca să corecteze greșelile, și ca să se orienteze către bine. Toate aceste lucruri sunt posibile dacă nu sunt împiedicate. Și haideți să ne vedem care este principala piedică. Principala piedică este că unii oameni, pur și simplu datorită unui soi de orgoliu spiritual, nu vor să vadă că au aceste defecte. De ce? Pentru că ei, tot așa, din bune intenții, dar la modul egotic, vor să fie perfecți sau aproape perfecți, vor să fie desăvârșiți și realizează și niște acțiuni. Merg la biserică, se roagă, se spovedesc, fac niște fapte bune, după care spun, păi eu am făcut asta și asta și asta, înseamnă că sunt aproape perfect, eu nu pot să greșesc, nu pot să mai greșesc. Ori asta este o gândire greșită din start. Noi nu ne putem compara cu îngerii pe care Dumnezeu a creat perfect și desăvârșiți, lipsiți de păcat, tocmai ca să îl asiste. De exemplu, sunt oameni care consideră că niciodată nu greșesc. Sunt oameni care consideră tot timpul că alții sunt cei care greșesc. Exact, exact. Și aici deja avem un problem. Noi trebuie să acceptăm că și noi. Accepta faptul că tu poți să greșești și atenție. Cel puțin într-o zi greșești de... Da, și Alina, aici a spus Ingrid o vorbă mare. Tu poți să nu conștientizezi aceste greșeli. În timpul zilei poți să fii un om iubitor. Îmi cer scuze, Eugen, câtă lume poate să recunoască într-o zi, și nouă cred că ne e greu, să recunoască, uite, în raport cu X eu am greșit că, nu știu, am țipat. În raport cu Y eu am greșit că nu am respectat Mult decât atât. În raport cu altcineva eu am greșit că nu m-am ținut de cuvânt. Și așa mai departe. Foarte puțină lumea reacționează. Și asta face parte din spiritual. Să ai capacitatea să recunoști când greșești, o clipă, când greșești față de cineva. Este mare lucru. Lucrurile nu sunt chiar atât de complicate. Acum nu trebuie să ne dăm cu pumnii în cap. Dar dacă tu, umilința și smerenia este primul pas către spiritual. Fără umilință și fără smerenie este egal cu zero. Poți să citești biblioteci întregi de cunoaștere. Da. Poți să te duci la biserică, să stai non-stop acolo. Dacă tu în sufletul tău ești orgolios și tu consideri că tu niciodată nu greșești, că numai cei din jur greșesc sau că numai ceilalți sunt, mă rog, de vină, dar atunci este, după părerea mea, este cel mai greu de păcatul la care poți să lucrezi cel mai greu. Exact. Tu niciodată să nu recunoști că tu greșești, tot timpul să fii altceva. Și încă un lucru, de foarte multe ori persoane din jurul nostru și nouă ni se întâmplă, care par vinovate sau ei nici măcar nu sunt atât de vinovați. Sunt oameni cu care ne intersectăm și avem tendința să-i judecăm sau să ne punem ambiția și așa mai departe, oameni care nici măcar nu greșesc. Ei atâta pot, sau ei atâta știu. De asta trebuie să-i tratăm pe oameni cu mult mai multă înțelegere. Noi n-avem, și Ingrid a spus, îmi cer scuze, o secundă, Ingrid a spus un lucru extraordinar, nu știu cât s-a, adică cu siguranță s-a înțeles, adică telespectatorii noștri sigur au înțeles, dar vreau eu să-l mai punctez odată. În structurile acestea subtile, nu știi niciodată cum acționează ceva. Poate un om care ți-a spus o răutate, să spunem o femeie spune altei femei o răutate. Da? Poate femeia este frustrată, poate femeia aia nu e atât de frumoasă ca cealaltă femeie sau, nu știu, un bărbat îi spune altui bărbat o răutate. Poate îi se... Înțelegeți? Da. Adică în subtil, poate omul care te jignește sau poate omul care te agresează într-un fel sau altul, poate are o frustrare. Exact. Poate se simte amenințat de tine, poate vrea atenție și așa mai departe. Este foarte ușor să judecăm sau poate o face dintr-o frică. Nu avem de unde să știm ce este în spatele. Foarte multe ori ne supărăm pe oameni care ne spun, de fapt, și mie mi s-a întâmplat să mă supără cineva că, nu știu, aveam impresia că mă sfidează, dar de fapt mi-a spus, de fapt, mi-era jenă de noastră sau mi-era teamă că nu știu ce mă întreba sau mai știu eu ce. Da. Și am rămas, mi-a fost mie rușine că am putut să judec omul respectiv și să cred că are, și devenise chiar puțin agresivă, când de fapt omul respectiv îmi spunea că din timiditate a avut comportamentul acesta. Exact. Vreau să continui acum această idee a tendinței de negare pe care o au unii oameni datorită orgoliului lor spiritual. Lucrurile nu se opresc aici. În momentul în care ființa respectivă vrea să se
consideră ca fiind fără de greșeală, fără pată, fără de păcat și are acest dezvolt, acest orgoliu spiritual, ce va face ea cu partea cealaltă? O va reprima. În psihologia modernă se știe foarte clar că subconștientul nostru este foarte vast. Și atunci partea rea din noi, dacă nu este eliminată și trăim în această negare, va fi reprimată. Odată reprimată, ea nu dispare. Ea acționează de la nivel de subconștient. Și atunci avem acele acte ratate de care vorbea Sigmund Freud. Adică noi vrem să fim buni, dar prin anumite acțiuni ale noastre, de fapt, suntem foarte răi, foarte răutăcioși. Dar bineînțeles că nu recunoaștem, pentru că ele sunt acte ratate, sunt dictate de subconștient. Ori aceste acte ratate suferă consecințe karmice. Exact cum spunea Ingrid foarte bine, nu doar ceea ce facem noi lucid și conștient se pune la socoteală, ci și ceea ce facem când nu suntem atenți. Fie că se întâmplă noaptea când dormim și sufletul nostru călătorește în lumina astrale, fie că se întâmplă chiar în starea de veghe, atunci când subconștientul nostru, reprimat, săvârșește niște acțiuni probabile pe care, de care noi nu vrem să știm, pentru că noi ne considerăm perfecți. Nu știu câtă lume atunci... are... Cred că Eugen ar fi cel mai în măsură să răspundă la acest lucru ca profesor de yoga. Câtă lume are flash-uri? Câtă lume are imagini, gen flash-uri, de altă dată, mă refer, din alte existențe. Asta este culmea, Alina. Vreau să spun ceva. Se pare că toată lumea, însă datorită credințelor, pentru că unii au credințe foarte înguste așa, pur și simplu și le reprimă și nu vor să le recunoască ca atare. Și cum s-a demonstrat? Anumiți oameni au fost pregătiți psihologic, în mod special, că atunci când apar aceste flash-uri, să le conștientizeze. Și se așteptau să le conștientizeze. Un om din 10, un om din 20, ce crezi? Toată lumea, în momentul în care și-a deschis mintea, a constatat că are aceste flash-uri, ba mai mult decât atât, când se realiza acest antrenament în mod sistematic, oamenii începeau să aibă chiar flash-uri frecvente, sistematice și consistente, adică cu aceleași imagini, din aceeași zona planetei, realizând aceleași acțiuni, ba mai mult decât atât, începeau să apară și vise foarte realiste, cu date concrete, care pe urmă puteau fi verificate. Deci, Alina, se pare că toți avem. Exemplu, numai că mulți reprimăm aceste aspecte. Chiar aș vrea să o întreb și pe Ingrid. Oameni care, spre exemplu, au un defect și cei care au astfel de imagini din trecutul persoanei respective, de foarte multe ori un defect care te enervează. Și câtă lume se gândește, domne, omul ăsta din fața mea, domne, e mincinos. Nimeni nu poate să conteste faptul că este mitoman. Deci, pur și simplu, minte în continuu. Și te uiți de el și ești mincinos, mincinos. Nimeni nu poate să te contrazică pentru că omul respectiv minte în așa continuu. Este. Așa este. Și lucrurile sunt mincinos sau mincinoasă. Nu pot să mă abțin. Bun. Până aici, corect. Dar câtă lume se gândește asta apropo când, de faptul că tot timpul îi arătăm pe alții cu deget. Tu ești mincinos, tu ești egoist, tu ești agresiv. Unii au o agresivitate inexplicabilă. Pur și simplu au o sau alții au o mândrie. Tot timpul să le spui că sunt frumoși, că sunt buni, că sunt deștepți, vor să iasă în evidență, vor un fel de cultul personalității despre care vorbea Eugen, mândrie, înfumurare și așa mai departe. Dar câtă lume se gândește și în astrograme de obicei vezi lucrul acesta, se cheamă aspectele karmice ale astrogramei care te conectează cu alte vieți, sunt elemente de astrologie karmică care îți arată exact de unde ți se trag în alte vieți, de când, bine, nu poți să spui anul, sigur că da, dar vezi vibrația de unde vine, dar unii au flash-urile acestea despre care vorbeam, în care pur și simplu, rar, nu poți să le ai tot timpul, vezi efectiv un eveniment care a declanșat acel defect. Știați că, noi știam, dar vreau să spun, că multe defecte din acestea, cum să spun eu, foarte proeminente din viața noastră, au sămânța într-o traumă majoră. De exemplu, o persoană care acum este foarte preocupată, să iasă în evidență sau să uite în oglindă sau să... Nu poți să știi, poate în altă viață a fost traumatizată de un partener de viață foarte încrezut pe zona aceasta. Și s-a smintit. Închisă în casă. Da, Alina, închisă în casă, n-a putut să iasă în lume, n-a putut fi apreciată acea persoană. Iar mitomanul vine uneori dintr-o viață în care a murit. Adică aș vrea din pricina felului în care a spus adevăruri. Și a rămas traumatizat că adevărul omoară. Da. E program. E program. Da, Alina, și trebuie atunci să știi, scoți din subconștient și inchiziția. Adică aș vrea inchiziția ne-a livrat așa pe spațiotemporalitate. Și pe ego din acesta exagerat. Adică oameni care efectiv au obsesie cu uitatul în oglindă, să fie tot timpul în centru atenției, că
iarăși stai și te gândești, măi, este prea mare obsesie, am cunoscut cazuri, este ceva obsesiv, este ceva ne la locul lui. Una este că ești puțin orgolios sau mai, nu orgolios, puțin mai narcisist sau te uiți foarte des în oglindă, dar sunt cazuri patologice în care oamenii non-stop au acest tic. Aici e ceva, da. Exact. Dacă nu e o clipă, Eugen, dacă totuși te uiți un pic în trecutul lor, o să vezi, adică în trecut, mă refer la cei care au viziunile acestea. Aici e altceva și de obicei, iartă-mă, de obicei se întâmplă la cei care nu sunt ei. Când se privesc în oglindă, ceva-i validează. Ceva-i validează, cei care au captură de suflet în oglindă, cei care simt nevoia să se reîntâlnească cu ei la propriu, pentru că au captură de suflet în oglindă. Dar aici e o altă discuție, mult mai lungă, dacă vrei, altă dată. Obsesia de a te privi în oglindă nu vine neapărat din narcisismul tău. Vine din nevoia de validare, conștiință, de identificare, să se vadă altor. Da? Da. Vreau să reiau ideea de dinainte și să finalizez cu un sfat foarte practic și util. Și anume, să zicem că înțelegem la modul logic și rațional și intelectual că avem o parte reprimată în noi din cauza faptului că noi dorim să fim buni, datorită faptului că noi vrem să fim perfecți și nu acceptăm partea aceea din noi. Acum întrebarea se pune, cum facem ca subconștientul nostru să se relaxeze și partea aceea reprimată să iasă la iveală pentru a o cunoaște și a o înlătura? Asta este întrebarea, pentru că este foarte greu să vorbești tu cu tine însuți și să spui, măi, iartă-te pe tine, fii înțelegător cu tine, acceptă-te așa cum ești. Adică, teoretic sună bine, dar cum faci la modul practic? Pentru că dacă nu mergi pe o cale din această aprofundări, cum ar fi prin rugăciune aprofundată, prin tehnici de yoga, de meditație, omul obișnuit care n-are acces la aceste tehnici nu știe cum să lucreze cu el însuși. Atenție, foarte simplu, concret. Nu un sfat concret, se un pare exemplu. Că, nu, chiar asta urmează să dau. Se pare că oamenii din jur ne deranjează pe noi numai când ne ating niște butoane sensibile. Pentru că toată lumea are defecte, dar noi, pe noi ne deranjează numai defect. Anumite defecte. Da, un defect concret. Uite, exact cum spuneai tu, minciuna. S-ar putea să nu ne deranjeze, nu știu, lucruri mult mai rele, dar să ne deranjeze fix minciuna. Și atunci această minciună, de fapt, de ce ne deranjează? Pentru că ne aduce aminte că, dintr-un alt punct de vedere, noi ne mințim pe noi înșine. Adică eu vreau să mă văd perfect. Un mincinos, asta vreau să spun. Un mincinos. Sau haideți să luăm alt exemplu. Un om care pur și simplu nu se poate gândi deloc la ceilalți. Pur și simplu. Cunosc cazuri. Da. Deci orice îi spune și dacă îi spui că ai trecut printr-o tragedie incredibilă care ar mișca și o piatră, nu se tulbură. Deci se uită prin tine, chiar dacă sunt foarte politicoși și cunosc persoane, diplomați așa, simți că se uită prin tine. Deci sufletul lui, omului respectiv, nu poate să-ți înțeleagă sufletul. Deci nu poate, pur și simplu. Orice îi spune. Sunt amabil, sunt politicoși, par a te asculta. Din ce traumă ar putea să vină, pentru că și aici probabil că poate fi o corespondență. Lasă-mă puțin. Minciuna este o problemă în particular. De vreau să dau un răspuns general pentru toată lumea. Cel mai bine ar fi ca oamenii să facă un fel de listă a celor lucruri care îi deranjează la alții. Minciuna, zgârcenia, prefăcătoria. Și să înceapă să ierte acele persoane până când ajung să nu mai fie deranjați. În momentul acela, subconștientul se relaxează și partea reprimată iese la iveală, după care, practic, se autocorectează. Da, un exemplu, Eugen. Exact asta. De exemplu, să nu ne mai deranjeze când cineva, poftim, dar în exemplul tău, când cineva ne minte. Noi știm că ne minte și trebuie să ne gândim. Acest om își învață lecția lui de viață. Mai repede sau mai încet? Nu, în exemplu, știi la ce mă referam? La faptul că, de exemplu, să spunem o persoană care, spuneam, este egoistă și nu poate ajunge la sufletul tău. Ce traumă ar putea să ai? De egoism autoindus ai auzit? Hai să spun ceva. În spiritualitate se spune așa, cea mai mare greșeală este să pornești pe drumul spiritualității și să nu mergi până la capăt. Sunt oameni care au citit o carte, două și au aflat. Nu e bine să afli că un om are o problemă, nu te încărca cu energiile lui, nu te încărca cu problemele lui. Am întâlnit nu știu câte cazuri în ultimii ani în care nu mă atinge că îmi dai energia ta, oamenii își spun unii altora. Nu-mi povesti că mă încarci, deci oamenii au ajuns, domnule, ai pornit pe drumul spiritualității, mergi până la capăt. Ce am înțeles din spiritualitate? Mulți care cred că s-au apropiat de spiritualitate, că spiritualitatea e un fel de scut care te ferește de ceva exterior ție. Nu, spiritualitatea este un proces de transformare, de transmutare, în care tu poți să auzi orice că nu te atinge. Dimpotrivă, poți să fii de ajutor.
De exemplu, această mai ales dacă ascultarea, da. Mai ales dacă ascultarea e rotnică. Da. Te ascult sau pentru că vreau să te ajut. Vreau să explicăm, pentru că Ingrid nu programasem acest subiect, dar a spus un lucru și aș vrea să mai facem o mică mențiune, pentru că e foarte interesant ce a zis. Sunt oameni și am auzit frecvent replica asta. Deci vor să fie ajutați. Apelează la tine sau la alte persoane din domeniile noastre, vor să fie ajutați și dacă se întâmplă să ai și tu o problemă sau eu nu vreau să mă încarc. Da. Adică chiar încerc să-i spui unei persoane, nu pot acum să așa, pentru că am și eu, că nu vreau să mă încarc. Păi, în univers, lucrurile funcționează în felul următor. Ce dai aia primești, dacă tu vrei să primești de la mine sau de la Ingrid sau de la tine, o informație de natură divină sau o informație care te ajută să, de orice fel, dar de natură spirituală, de vibrație înaltă. Dar tu spui, a, da, eu nu vreau să mă încarc cu problemele tale. E din ce în ce mai des, e peste tot. În momentul acela, tu din start, nu știu, este ca și când vrei să răspunzi la lecție, dar spui că tu nu scrii pe tablă. Păi, asta este o regulă. Tu, ca să primești o informație, și eu dacă sunt astrolog sau sunt terapeut, nu întotdeauna pot să dau aceeași informație oricărei persoane, chiar dacă cunoașterea mea este aceeași. Uneori te blochează cineva automat. Omul respectiv nu merită să primească informații. Iar alții care sunt, îți dau credit, sunt drăguți, sunt drăgălași. La finalul discuției te miri de unde ți-au ieșit atâtea informații. Da. Măi, da. Îi ajuți atât de mult, pentru că crește inima în tine când vezi un om drăguț, care e și la înțelegător, că și noi suntem oameni, noi nu suntem niște roboți care nu avem probleme, poate noi câteodată... Ai spus un mare adevăr, la propriu. Cei care sunt egoiști în abordarea acestei, consideră că noi suntem niște roboți care trebuie să le dăm la orice oră, nu contează, nu se poate așa. Da. Trebuie să ai și tu o deschidere ca să primești, pentru că Universul spune... Tu transmiți de 10, nu există tu să transmiți de 3, pe mine nu mă interesează ce probleme are Ingrid, e terapeut, trebuie să mă ajute și la 3 noaptea dacă o sun, nu mă interesează, eu vreau doar să primesc. Nu există așa ceva. Da. Tu poți să primești eventual o rețetă, dacă Ingrid e într-o stare bună și chiar zice, hai să nu intru în conflict și dau o rețetă, dar energeticul nu s-a dus corect, exact. Pentru că omul este egoist, omul este opat, deja tu când te deschizi și tu trebuie să fii... mult mai disponibil, să-ți pese și ție, dacă Ingrid lucrează cu cineva ca terapeut și la un moment dat, să spunem, o doare foarte rău capul. Tu, ca și persoană care a apelat la terapeut, și trebuie să înțelegi și lui durerea, pentru că e tot un om ca și tine, care te ajută la un moment dat și el are o problemă. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că totul este un tot. Noi suntem apreciați acum după niște criterii foarte speciale și după bunătate și după compasiune și după generozitate. Nu doar am pus mâna pe telefon, am plătit și beneficiez de o terapie. Nu așa funcționează lucrurile. Tu poți să beneficiezi, sigur că da. Dar nu va ajunge la sufletul tău și s-ar putea să fie, nu știu dacă chiar egal cu zero, Ingrid, poate mă contrazici dacă... Alina, ai făcut o afirmație cu valoare de adevăr absolut. Îți crește sufletul când omul din fața ta e... Da. Ce înseamnă? Spiritual și matematic. Câmpurile inimii se expandează, îl cuprinzi, fără să vrei îl citești complet, îți vine informația, știi ce ai de făcut pentru el. Exact. Este matematic. Știință, este știință, este matematic. Această, în momentul în care un om egoist în față, câmpurile tale se retrag. Da. Câmpurile tale se retrag. Da. Această formă de egoism de care am vorbit mai înainte, de genul nu vreau să ajut ca să nu mă încarc. Și asta este valabil și material și spiritual. Această formă de egoism este generată de teamă. Iar această teamă de ce este generată? Exact de ce spunea Ingrid, de o cunoaștere incompletă. Pentru că omul care înțelege ceva mai mult, dar nu totul, înțelege că există interacțiuni subtile. Și atunci el zice, dacă omul acesta are niște probleme și eu îl ajut, am să-i preiau probleme. Dar asta este doar o jumătate de adevăr și cea mai puțin importantă. Pentru că cealaltă jumătate este că noi nu suntem singuri. Trăim într-un univers unde există puteri cerești și unde există Dumnezeu. Și atunci dacă eu te ajut pe tine, sunt ajutat la rândul meu. Nu spunea la un moment dat Biblia, vom fi măsurați cu măsura cu care măsurăm pe alții. Și atunci dacă eu înțeleg adevărul întreg, nu mai mi-e teamă de problemele tale, pentru că măsura în care eu te ajut și fac asta în numele lui Dumnezeu, atunci sunt ajutat și eu, iar Dumnezeu mă va ajuta chiar mai mult pe mine. Dar vezi exact această cunoaștere incompletă. Eu înțeleg cum e cu energiile subtile, cu interacțiunile, am să preiau karmă, nu, stai la distanță de mine. Și în momentul acela mă izolez și atunci nici eu nu mai sunt ajutat de Dumnezeu. Și atunci, practic,
ambii oameni, și cel care ar putea să ajute și cel care ar fi putut ajuta, se izolează și nu mai sunt ajutați nici unul dintre ei. De asta este important, când începem cunoașterea, cum bine zicea Ingrid, să nu ne oprim la jumătate, să mergem până la capăt. Și capătul este întotdeauna Dumnezeu. Și atunci această formă de egoism dispare. Dimpotrivă, voi fi bucuros că tu ai nevoie de mine. De ce? Asta îmi dă și mie un sens superior. Ăsta poate fi unul din scopurile acelea de care îți spuneam, care ne ajută să ne mobilizăm toată energia ființei noastre, și anume să dorim să-i ajutăm pe ceilalți, să facem lumea mai frumoasă, ajutându-i, evident, Alina, numai pe cei care vor să fie ajutați. Partea interesantă e că atunci când vrei să ajuți... Pentru că spuneai foarte bine și am simțit și eu de multe ori, în ciuda dorinței mele foarte mari de a ajuta pe toată lumea, că la unii oameni, pur și simplu, ajutorul ăsta se izbește așa de un zid de beton armat și efectiv chiar nu mă simțeam inspirat să ajut. Eu aș fi vrut, nu mi-era teamă, dar pur și simplu parcă Dumnezeu nu-mi dădea pentru acele persoane. Și atunci trebuie să-ți declini, să-ți conștientizezi limitele, care de fapt nu sunt limitele tale, ci ale acelei persoane. Da, așa este. Deci trebuie să înțelegem, ca o concluzie și imediat, Ingrid, revenim, faptul că totul este un tot. Tu nu poți să fii egoist și să speri să o suni pe Ingrid sau pe tine și să ceri ajutor și să-l și primești total dacă tu ești... Adică, ca să intri în zona aceasta, tu trebuie să... Este ca și când să ne imaginăm că oamenii ar purta niște costume pe stradă. Cei care sunt pătimași ar purta costume roșii, generoșii costume galbene, nu știu, agresivii costume negre, să spunem, sau, și așa mai departe. Și noi ne identificăm după aceste costume și tu, ca om spiritual, porți costum alb și vine cineva care este egoist și poartă costum negru. Deci tu îl vezi oricum, dar nu e vorba că Ingrid știe exact cât e, să spunem, de egoist. Dar simte de aici, nu poate să-l ajute sau îi dă o informație cât să, sigur, să nu se supere persoana respectivă, dar nu va fi informația autentică. Iar alții care, spuneam, au această bonomie, deci nu puneți încă o dată, mai ales dacă vreți să intrați în lumea aceasta, că sunt unii care nici măcar nu vor și atunci e treaba... Da. Clar. Dar cei care vor, dar vor să intre în condițiile lor, ca și când ai vrea să intri în împărăția raiului, dar tu să rămâi cu toate metehnele, deci cei care apelați la lumea aceasta spirituală, dar vreți să vă păstrați metehnele din planul concret, din energia concretă, și nu le mai enumerăm, că sunt multe și le știe toată lumea, nu așa funcționează lucrurile. Da. Ori intrăm cu tot sufletul și începem să dezvoltăm veleitățile specifice lumii spirituale, ori mai bine știm o treabă, rămânem în lumea concretă și ne punem costumul respectiv și asta este. Nu încercăm, că aici nu merge cu șmecherie, adică sunt spiritual, dar de fapt eu sunt numai așa, că am citit o carte sau că am mers la un terapeut. Nu funcționează pentru... așa, și pentru ei nu este bine, este chiar mai periculos decât pentru cei care nici măcar nu se interesează și rămân pe concret. Este foarte periculos să jonglezi între lumi. Te-ai dus, te duci, adică când ai făcut, atunci când ai făcut alegerea și ai pornit pe drumul acesta, trebuie să pornim. Fără jumătăți de măsură. Alina, în organismul fizic, o moleculă de oxigen e transportată în organism datorită moleculei de fier. Ești anemie feritrivă, vei avea și crize de hipoxie. N-ai oxigen, te prăbușești. În spiritualitate devii spiritual, aparții luminatei înțelepciuni, dacă ai acea moleculă de iubire care să transporte molecula de cunoaștere. Să știi că tot ce e sus e și jos. Tot e o corespondență. Nu ai iubire, orice ai învăța e doar un ritual. O curiozitate. E doar, nu, e doar un ritual pe care îl aplici. Nu are forță, nu are molecula care să transporte informația. Informația trebuie să circule pe ceva. Informația trebuie să circule pe ceva. Pe energia anahata. Una nu ți-a spus, nu să-l iubești pe omul din fața ta, că poate ai o problemă. Iubește adevărul. Iubește să faci lumină într-o carcasă. Poate nu-ți place carcasa, dar mâine s-ar putea să-ți placă când se va lumina. Da? Și un alt aspect aș vrea la fel să vă întreb, pentru că și asta a venit sub forma unei întrebări. Oare toată lumea apreciază, sau ce sfat ne-ați dat, pentru că și asta este considerat o greșeală, și probabil că toți o facem, nu apreciem, de multe ori nu apreciem, sau credeți că apreciem corect oameni din jurul nostru, și mă refer aici la ceea ce fac oamenii din jur pentru noi? De foarte multe ori, de exemplu, le mulțumim
unor persoane care ne ajută, sigur, dar nu chiar atât de mult, și oameni care poate își dau sufletul pentru noi sau ne pun toată energia lor în slujba noastră, nici măcar o dată nu ne dă prin cap să le mulțumim sau să ne purtăm puțin mai frumos. Și ni se întâmplă tuturor acest lucru. Pe această scară a valorilor morale și apropo de aceste agresiuni, că începusem de la luna martie și până la urmă discuția evident a devenit mai complexă, cât de important este totuși această apreciere corectă a oamenilor din jurul nostru? Este crucială, este crucială, Alina. Și din ce motiv? În primul rând, din acest punct de vedere, important este să nu greșim. Ori noi putem să ne dăm seama că niște oameni ne fac un bine și muncesc pentru noi, pe alții putem să-i neglijăm. Și atunci, atitudinea recomandată, Alina, este pur și simplu să fim recunoscători absolut pentru toată lumea. Și în felul acesta nu riscăm să neglijăm pe nimeni. Atitudinea omului înțelept este să mulțumească efectiv fiecărui alt om, chiar dacă el pare că nu ne face un bine, chiar dacă el pare că ne face un rău. Pentru că, de fapt, această atitudine este atitudinea omului față de creația lui Dumnezeu. Dar poți să-ți creezi? Bine, știm întrebarea, dar totuși vrem să mai explicăm. Și după publicitate o să revenim. Poți să-ți creezi karmă cu o persoană care se sacrifică pentru tine și tu, nu că nu-i mulțumești, pur și simplu o nedreptățești. Chiar creezi o legătură puternică și proastă. Asta am vrut să spun. Da. Revenim cu explicații și răspunsul după publicitate. Am revenit, să continuăm, Eugen. Da. Păi despre ce vorbeam înainte de pauză? Rămăsese un subiect... Da, vorbeam despre aceste agresiuni care vin din zona subtilă și care ne pot... Nu totdeauna îți dai seama că ai un anumit defect. Spusesem cum îl accepti și cum poți să lupți cu el. Da, în primul rând prin o relaxare. Și chiar există o formulă care concretizează cel mai bine modul de gândire pe care trebuie să-l avem vis-a-vis de ființa noastră și de propriul nostru subconștient, care s-ar concretiza cam așa. Ar fi și o foarte bună formulă de autosugestie pozitivă. Și anume, puterea nesfârșită a subconștientului meu lucrează neîncetat pentru desăvârșirea mea. Deci, repet, puterea nesfârșită a subconștientului meu lucrează neîncetat pentru desăvârșirea mea. Ce presupune această formulă, dacă o repetăm și începem să credem în ea? Că, de fapt, nu noi trebuie să inventăm binele. Binele există undeva, de fapt există peste tot și în jurul nostru și în interiorul nostru, dar el este împiedicat să acționeze exact datorită acelei tensiuni interioare, datorită acelei crispări egotice, a dorinței de a fi perfect și a conștientizării faptului că încă nu suntem. Și atunci, primul pas este această relaxare. Odată ce apare această relaxare, putem să ne conștientizăm defectele. Dacă încă nu le conștientizăm, apelăm la această strategie. Vedem ce defecte ne deranjează mai mult la ceilalți, după care începem să iertăm unul câte unul, până când nu ne mai deranjează nimeni. În momentul acela, practic, ego-ul nostru este suficient de relaxat. Nu dispare, dar se relaxează. Când se relaxează, vedem foarte clar că, de fapt, noi aveam cam aceleași probleme. După care începe munca alchimică de regenerare. Abia atunci. Deci, ideea de bază este, Alina, să nu ținem pe loc, să nu blocăm acest proces de regenerare, care, oricum, el are tendința să se producă la toată lumea. Și aici închidem un cel la ce spuneai tu. În luna martie este foarte ușor de făcut asta, datorită energiilor noului început. Deci, poate misiunea asta este foarte bine plasată exact acum, pentru că oamenii să se pregătească și să se sincronizeze cu natura într-un nou început. Ingrid, vorbeai despre adică ne-ai dat câteva exemple foarte interesante, persoane care au avut anumite defecte altă dată și acum, anumite traume, îmi cer scuze, altă dată. Îmi voi să acum... spun ceva înainte? Da. Înainte de a spune orice și de a apela la afirmații pozitive, cereri, consacrări, primul pas pe care omul ar trebui să-l facă este următorul, să accepte ca să se schimbe. Să accepte faptul că a accepta faptul că ai un defect nu te face mai rău. A accepta faptul că ai un defect nu te face mai rău. E ca atunci când accepți că ți-ai rupt piciorul. Da. Nu-l vei vindeca dacă nu accepți că ți-ai rupt piciorul. Exact. Acceptând că ai un defect, deci conștientizând și acceptând că ai un defect, vei începe să lucrezi asupra lui. Ce reverberație are în mentalul obișnuit, ideea de pentru un om, dacă îi spui că are un defect, sau pentru el, dacă ar trebui să-și spună că are un defect.
filtrele mentale atât de complet deraiate de la adevărata judecată, da? L-a învățat pe om că a accepta că are defecte e un lucru rău. Nu. A accepta că ai o problemă la un moment dat al vieții tale, pe un pasaj existențial, de fapt tu accepti pur și simplu faptul, tu vezi că ai o problemă și dai butucul la o parte, buturuga, mergi cu o mașină pe drum de munte, a căzut un copac, să nu accept că a căzut copacul, să nu accept că mi-am rupt piciorul. Vezi tu, în chestiuni de suflet și de minte, omul nu acceptă nimic. Încercați să vizualizați defectul ca pe un copac căzut în fața mașinii, că trebuie să te dai jos, să dai la o parte dacă poți, sau să o iei pe un alt drum. Pentru că pe drumul ăla tu îți blochezi dezvoltarea în orice sens. Dacă reușiți să transmutați, să vizualizați că defectul este copacul căzut, piciorul care trebuie bandajat, răceala care necesită un antiinflamator, antipiretic și așa mai departe. În clipa aceea, tu transmuți din întuneric defectul, pui în lumină. Tu cauți să eliberezi acea manifestare aflată împotriva coerențelor vieții în altceva care va pleca în univers. Vizualizați că defectul reprezintă o situație. E copacul din fața mașinii. Eu trebuie să mă dau jos și să iau acel lucru de acolo sau să iau pe un alt drum. S-ar putea să mai întâlnesc alt copac. Bun, n-a dispărut defectul, atunci mă dau jos, eventual chem și ajutoare și mut copacul din loc. Dom'le, defectele fizice le rezolvi. Problemele, afecțiunile, trebuie să rezolvate și cele care țin de suflet și de minte. Dacă vă e greu să le acceptați, crezând că ele reprezintă un rău pentru dumneavoastră, pur și simplu vizualizați că sunt altceva. Ele îmi pun piedică, da? Dacă nu pun ceasul să sune dimineața, s-ar putea să nu mai ajung la serviciu. Nu înseamnă că am un defect, că nu mă pot programa să mă trezesc fără ceas, da? Înseamnă că nu sunt antrenat în această situație. Omul ar trebui să se evalueze ca, exact cum duci o mașină în serviciu, să-i faci diagnoza periodică, da? Vizualizează-te că ești mașina care trebuie să-i faci diagnoza. Trebuie să-i schimbi ceva, pe bujie, trebuie să îmbunătățești ceva la frâne, da, lichidul trebuie schimbat, nu știu ce, s-a uzat moral, nu știu care piesă. Nu poți să rămâi necontenit, neatins de această uzură morală a vehiculului tău, atâta timp cât tu nu ai avut reacțiile perfecte în situațiile imperfecte. Dacă tu ești sigur că ai avut reacțiile perfecte din punct de vedere divin, în situațiile imperfecte din punct de vedere uman, n-ai cum să te uzezi. Dar tu rare ori ai avut reacțiile perfecte din punct de vedere divin în situațiile imperfecte din punct de vedere, evident că tot divin, dar transpuse în uman, da? Dacă tu ești sigur că ai avut reacțiile perfecte din punct de vedere al luminii, vehiculul tău este neatins. Corect. Și am o completare la ce ai spus. Iartă-mă puțin. Da, așa este. Dar vehiculul tău, cu tot ce înseamnă el, de-aia îi facem diagnoza precum unei mașini în service. Trebuie să schimb ceva acolo, dincolo, pentru că mi-am supra-solicitat vehiculul, această supra-solicitare fiind grefată pe un hiperego, necunoaștere, ignoranță, frică. Bun, deci cum mi-am folosit vehiculul? Absolutamente greșit. Eu nu l-am pus nici în lumina conștientizării, nici în lumina acțiunii. Repet, dacă ești sigur că ai avut reacțiile perfecte din punct de vedere divin în toate situațiile imperfecte, este ceva de făcut. Defectul este rezultanta acțiunilor tale. Pentru că ai acționat? Da. Pentru că ai acționat în necunoaștere de cauză. Da? Și de multe ori numele divinului, care de fapt e numele nostru, spunem că suntem deranjați de ce a făcut cel de lângă noi, că n-a făcut bine, de fapt ne deranjează pe noi. Sigur, nu ar deranja planul divin. Da. Aș completa ce a spus Ingrid, că recunoașterea unui defect nu ne face mai răi. Dimpotrivă, recunoașterea unui defect ne face mai buni. Pentru că acesta este primul pas pentru a deveni efectiv mai bun. Nu, dar am vrut să o spun așa, limpede și clar. După care a deveni mai bun este pasul 2. Dar pasul 2 nu e posibil fără pasul 1. Acea recunoaștere. Defectul, dacă vrei, este o incoerență în șofat. Ai condus prea repede, ai condus prea încet, ai condus prea... Da? Este o incoerență, ai reacțiile nepotrivite în momentele nepotrivite. Da? Și un lucru care s-a repetat a devenit un obicei. Un obicei repetat devine, nu-i așa?
cum spune spiritualitate, devine caracterul tău. Caracterul tău devine destinul tău. Da, și aici exemplar este gândirea omului înțelept care spune așa: mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Adică este din vina mea, este din vina mea, este din maxima vină, mea vină. Pentru că, nu pentru că el vrea să se, nu știu, învinovățească, ci pur și simplu pentru că el își asumă. Și de aceea omul înțelept întotdeauna are șansa să se îmbunătățească. Tocmai pentru că nu fuge de această recunoaștere. Dar ce își asumă în primul rând? Că nu le știe pe toate, nu știe totul. Exact. Asta își asumă în primul rând. De ce am rezonat cu tare, cu tare situație? Prima lecție de înțelepciune, apropo, chiar discutam cu Ingrid, apropo de nodurile lunare specifice astrologiei care arată din ce karmă vii și în ce karmă te duci, există această karmă de înțelept în astrologie, care vorbește despre oameni care nu prea își dau cu părerea în multe situații în care oricine s-ar arunca. Înțelegând neputința sufletului. Înțelegând neputința de a avea toate reperele. Și de multe ori am întâlnit persoane și neputința celuilalt, dar și neputința noastră de a aprecia corect și just situația. Noi neștiind tot ce s-a întâmplat. Și chiar am asistat de multe ori la situații în care, culmea, făcând astrogramele, am constatat că acele persoane care nu se aruncau să comenteze, să eticheteze, să judece, veneau din această karmă de înțelept cu nodul sud în casa nouă în astrologie și eram șocată să văd cum, dom'le, chiar persoanele care spuneau, dom'le, nu mă bag pentru că nu știu care este esența problemei, nu știu ce a fost în trecut, nu știm ce au făcut ei, ce îi macină pe ei din alte vieți sau ce datorii karmice au unul la altul, cum pot eu să-mi dau cu părerea. De cele mai multe ori, când vedem o situație care este, să spunem așa, în cel mai fericit caz, explicită în prezent, că, să spunem, doi oameni se ceartă și schimbă totul. Da. Sunt oameni total. Care se ceartă, da. Se bat, mă rog, și tu din exterior vezi exact scena când pumnul unui a pornit spre celălalt, deci este clar că acela a greșit. Aparent clar. Unul l-a ponegrit pe celălalt sau a fost nedrept sau i-a furat banii sau mai știu eu ce. Chiar și atunci când ochiul tău știe ce a văzut, deci tu ai văzut clar. Tu chiar și atunci trebuie să ai o rezervă, pentru că exact cum spune și Ingrid, nu știi care din ei a pornit conflictul la Vinicius. O felie de adevăr, exact, la început. Dacă nu cumva celălalt, sau de câte ori sunt oameni care vin și spun, domne, mă persecută, soțul, are ceva cu mine, numai eu muncesc, numai eu plătesc, numai eu... Întotdeauna rezervă. Este sfatul ce... Pentru că în momentul în care tu ai judecat o persoană, bai, mi-ai dat și un sfat greșit, tu necunoscând toată situația, nici chiar cu astrograma în față, nu poți să spui 100% că știi tot ce a fost între cele două persoane, în momentul acela ți-ai făcut karma. O concluzie. Există multe situații în cupluri în care ea se întreabă ce am făcut să merit asta. Sau un părinte, din păcate, are un copil cu probleme de natură mentală. Ce am făcut să trăiesc acest lucru? Cu handicap, sigur. De ce mă chinuie tu tare? Păi poate tu ești sufletul care în altă viață ai traumatizat acest suflet, acum a venit la reîncarnare și nu știe să se poate, nu? Trebuie să-l deblochezi. Te-ai întâlnit cu el să-l deblochezi, nu să te plângi cu ce am greșit. Corect. Foarte corect. Foarte, foarte corect. De multe ori oamenii care ne fac rău sunt oamenii pe care noi am blocat. Cad în această plângere de sine, strict egomană, strict egomană, ce am făcut eu, sunt sau așa eu. Să muncesc toată ziua. Sau... Exact. Da. Sunt șansele tale să deblochezi o persoană care îți face rău, care... Nu vine degeaba la tine. Da. Și nu vine ca o pedeapsă. Trebuie să ieșim din această chestiune. Nu-i neapărat pedeapsă. Deblochează. Tu l-ai adus acolo. Altă dată. Soțul meu e un bețiv. Poate cândva l-ai părăsit în altă viață. A s-a apucat de vău când ne-am căsătorit. Din sănin, nu știu de ce. Programul fricii că îl vei părăsi și în viața asta a început să ruleze. A devenit de o gelozie care a făcut imposibilă relația propriu-zisă, da? Totul devine un chin reciproc pentru că ea nu înțelege că nu se află degeaba acolo și nu e doar o victimă. Știi ce se spune despre vrăjitoarele? Cred că nu vor plăti niciodată ce fac, dar ele nu cunosc o lege spirituală. Ceea ce fac în spiritualitate e văzut precum ai creat ceva, niște copii, metaforive, și copiii se întorc întotdeauna la cel care i-a creat. Ah, da. Da? Sigur. Asta e și mecanismul cuplurilor. Întotdeauna cel pe care l-ai creat, uite-l, blocat, bețiv, te bate. M-au crescut părinții, mi-au dat educație, vin într-o familie minată. Ce am greșit să întâlnesc un asemenea bărbat? Lasă cu ce ai greșit, hai să lăsăm atitudinea de victimă. Ce poți tu să faci? Nu te-ai întâlnit degeaba cu acel om. Deblochează-l. Și îți vei debloca automat destinul. Și s-ar putea să constați că este o mare iubire la un moment dat între aceste două suflete. Și să știi, Alina, că e ca la fantasmă.
fantome care circulă prin case și fac zgomot. Un exemplu nu total neinspirat la ora aceasta. Știu și de ce, știu și de ce. Ele nu vor neapărat să-i facă ceva asupra celui prezent. Ele atrag atenția, e un strigăt de ajutor de cele mai multe ori. Și da, dar sunt oameni care nu știu să deblocheze. Poți să afli. Mai trăim într-o lume a informației de la un capăt. Atâtea femei și atâția bărbați care... Și este evident că se iubesc, dar au niște defecte și... Programele, se întâlnesc programele. Se întâlnesc programele. Doamne, se întâlnesc, se întâlnesc, doamne, se întâlnesc programele. Se întâlnesc programele, da. Da, ca o concluzie. În primul rând, să ne alegem un scop în viață, un scop înalt și elevat, să ne unificăm, aici iubirea joacă un rol important, și să ne relaxăm ego-ul pentru a ne putea recunoaște greșelile, iar dacă dorim să începem ceva nou, mai bun, această perioadă este ideală, pentru că zodia peștilor ne dă luciditatea necesară, berbecul care vine în curând ne dă energia noului și impulsul pentru nou ciclu, iar influența lunii pline în fecioară ne dă capacitatea de analiză și discernământul necesar. Deci avem condițiile ideale să punem în practică exact ce am discutat în această emisiune, în această seară. Da. Foarte și un criticist pe măsură. Da. Alina, din viață... Mult din viață scapă cine poate, exact cum spune Ingrid mereu. Da, multe lucruri la care trebuie să fim puțin mai atenți. Totul. Multe lucruri asupra de viață. Așa, o concluzie. În primul rând, nu... Este bine să fim puțin mai circumspecți atunci când judecăm pe cineva sau etichetăm sau blamăm sau criticăm sau chiar ne simțim lezați pentru că, exact cum ați spus, nu știm dacă nu cumva chiar noi i-am creat omului respectiv acel program altă dată, în altă viață sau subconștient, exact, poate chiar în viața asta, fără să vrem. Doi, nu știm dacă omul respectiv nu cumva are defectul acela pentru că a trecut, de exemplu, un om care este foarte chibzuit cu bani, exagerat, deci chiar te enervează, poate a trăit într-o sărăcie cruntă altă dată, poate e o tară sau o persoană care pur și simplu, nu știu, nu se poate desprinde de nimic din ce achiziționează, iarăși poate, nu știu, a trăit o traumă în zona respectivă. Deci niciodată nu știi ce a declanșat un anumit defect într-un om, poate chiar o nenorocire și o tragedie și îți faci păcate să judeci defectul omului mai bine, încearcă, întotdeauna va fi mai constructiv, poate nu trebuie să reținem tot ce am spus, dar măcar o concluzie. Întotdeauna trebuie să fim circumspecți și să vedem dacă nu cumva sunt lucruri, cu siguranță sunt lucruri care ne scapă și mai bine să fii constructiv decât să critici sau să fii distrus. Și acceptarea înțeleaptă are efecte la așa este, vă mulțumesc foarte mult pentru participare, ne revedem și sâmbătă următoare, noapte bună!